când Moldova a fost bântuită de foamete, frații și surorile din Moldenia au strâns ajutoare și au trimis în Moldova. Iasă, Domnul! Asta, parcă aș vrea să spun că dacă în seara aceasta suntem aici, suntem să vă mulțumim. Aleluia. Deși poate generațiile care au ajutat nu mai sunt, au plecat la Domnul. Dar ați fost o binecuvântare pentru Moldova. Și astăzi Dumnezeu, în vremea aceasta, ne-a trimis pe noi aici ca să putem să ducem vestea bună a Evangheliei. Pentru că este așa mare nevoie ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Amin. Și dacă suntem în seara aceasta aici, este datorită harului și îndurării lui Dumnezeu. Amin. Vreau să citesc doar câteva versete, deși aș fi dorit să citesc tot capitolul 12 din Epistola lui Pavel către Romani, dar voi citi doar primele trei versete. Pentru că timpul nu ne permite mai mult, de aceea vreau să citesc aceste versete și câteva lucruri din partea Domnului, ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă în seara aceasta pentru noi, aș vrea să îi spunem înaintea dumneavoastră. Citim din capitolul 12 din Romani, versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine. Ce anume? Ce-am cântat? Voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Aș vrea să ne uităm la aceste câteva cuvinte și privind în ansamblu capitolul 12, se împarte în trei părți. Prima parte este versetul 1 și 2, vorbește despre relația cu Dumnezeu. Ceea ce, de fapt, fratele Viorel a descris așa de frumos aspectul acesta. De la versetul 3 la versetul 16, vorbește despre relația noastră unii cu alții, relațiile interumane despre care vorbea fratele Viorel. Iar de la versetul 17 la versetul 21, și v-aș ruga ca dumneavoastră să citiți acasă, este foarte important, acolo vorbește despre relația mai puțin poate plăcută, relația cu vrăjmașii, cu cei care sunt împotrivitori sau împotriva noastră. Cred că aspectul acesta este puțin mai greu, puțin mai dificil. Dar cuvântul lui Dumnezeu, prin para apostolului Pavel, ne învață, de fapt, și titlul mesajului, aș vrea să-l intitulez astfel. Cum să ne purtăm în lume? Cum trebuie să trăim noi în lumea aceasta? Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o vreme în lumea aceasta și totodată ne și învață cum să trăim, cum să ne comportăm în lumea aceasta. Uitați-vă, aceasta este responsabilitatea noastră ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu, care avem parte. De ce? Ce am auzit noi în seara aceasta? De ce avem parte? De har! Dragi frați și surori, ați avut parte de harul lui Dumnezeu? Slavă Lui! Dimineața când ne-am trezit din paturile noastre și când am deschis ochii și când am văzut din nou lumina zile, am avut parte de harul lui Dumnezeu. Când ne-am dat jos din paturile noastre și ne-am mișcat și am început să umblăm, am avut parte de harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și am putut ajunge în casa lui Dumnezeu, spuneam dimineața în altă biserică, David spune așa:
mai mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Amin. Acesta e harul lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Dacă Dumnezeu ne-a păstrat cu viață până în acest moment, este că e harul lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Și aici aș vrea să spun o mărturie din Ucraina. Prin harul Domnului, pentru că, știți, fac o mică paranteză aici, ca să ne descrețim un pic frunțele și să ne înviorăm un pic. Pentru că bărbații vorbesc 20.000 de cuvinte. Femeile vorbesc 60.000 de cuvinte. Dar evangheliștii vorbesc 80.000 de cuvinte. Așa că nu o să vă speriați de noi că vorbim destul de mult. Biblia e mare. Așa că o să ne îngăduiți. O să ne acceptați, pentru că vrem să transmitem din partea Domnului ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă. Și vă spuneam o mărturie din Ucraina, deoarece, sigur că fratele Viorel putea să spună asta, în câteva cuvinte spun, prin harul Domnului, noi n-avem niciun merit. Frați și surori, persoana asta pe care o vedeți în fața dumneavoastră, vreau să vă spun că trăiesc prin mila Domnului. Asta nu e lucrare din Ucraina, o să vă spun imediat. Dar acum mi-a venit în minte să spun despre mine. În 1985 am făcut pancreatită. Știți că asta este o boală care se moare. Aveam 5 copilași, am stat de 2 rânduri în spital și așteptam clipa că trebuie să plec. S-au rugat bisericile, s-au rugat frații în România. Și într-o sâmbătă seara am pus capul pe pernă și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă chemi acasă, eu nu pot să mă împotrivesc. Dar dacă vrei să mă lași, am copilașul și vreau să-i cresc. Vreau să vă spun, mare har a avut Dumnezeu din mine. Când Ezechia s-a rugat înainte lui Dumnezeu și a spus, Doamne, adu-ți aminte că am trăit cu credincioșie înaintea Ta. Eu vreau să spun, parcă n-am putut să fac așa ca Ezechia, să fac rugăciunea aceasta. Pentru că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu și am fost vinovat înaintea lui Dumnezeu. Știu ce a plătit Dumnezeu pentru mine, pentru răscumpărarea mea, pentru mântuirea mea. Și Dumnezeu i-a dat 15 ani. A venit imediat și a spus să-ți mai adaug 15 ani. Vreau să vă spun, iubiți frați, pentru mine au trecut 30 de ani, dublu, și au trecut peste 30 de ani. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar am făcut cu Dumnezeu un târg. Nu știu dacă e bine spus în felul acesta. Am făcut cu Dumnezeu un târg și a zis, Doamne, dacă Tu îmi ai viață, eu voi merge să vestesc Evanghelia. Amin. Voi merge să duc cuvântul Tău. Unde mă vei trimite Tu? Vreau să vă spun că avem peste 20 de ani de când lucrăm în lucrarea aceasta de evangelizare, ducem Evanghelia oamenilor și în mod special, nu numai public, dar și în mod personal, stăm de vorbă cu oamenii, mergem, îi căutăm, umblăm după ei, prin toate locurile. Și așa am ajuns și în Rusia și în Belorusia, în Republica Moldova, în Tajikistan, în Slovenia, în Croația, în Bulgaria, în Grecia, în Albania și Dumnezeu ne-a condus acolo. Vreau să vă spun, în Bulgaria trăiesc peste 1 milion de oameni care vorbesc limba română, vorbesc mai greoi, sunt rudare acolo că trăiesc în multe localități. Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem ajunge acolo, am vestit Evanghelia, au fost zeci de suflete care s-au întors la Domnul, au primit botezul în apă și au intrat în biserica Domnului, slăvit să fie Domnul pentru asta. Și vreau să vă povestesc o mărturie din Ucraina și probabil mai spre sfârșit vă voi povesti încă una. Eram într-o zi, asta e Rusia și în Ucraina vă voi spune la urmă, eram într-o zi în Rusia și frații m-au luat. Pentru că vreau să vă spun ce înseamnă harul lui Dumnezeu pentru noi. Și m-au luat frate și m-au dus într-o vizită. Am intrat în casă la o persoană și când m-am uitat, am văzut un om stătea cu fața la perete. Când am intrat, a spus, așteptați-mă un pic ca să mă întorc. Când s-a întors, m-am uitat
și am mai văzut ceva care mi-a stârnit atenția. Și l-am întrebat, omule, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Și atunci el a început să povestească. Când aveam 20 de ani, am avut un accident cu motocicleta și a rămas paralizat de la jumătate în jos. Au trecut de atunci 20 de ani de la accident. Nu mai avea pe nimeni. Părinții au murit, nu s-a căsătorit, că cine ar fi luat un om în situația aceasta, de la jumătate în sus putea să-și miște mâinile, putea să se întoarcă, dar fiindcă era foarte greu de întors, s-a dus și a tăiat picioarele de aici și a rămas numai o jumătate de trup. Și când m-am uitat la el, ce-am spus? Am zis, ce sunt eu mai bun decât omul acesta? Ce sunt mai bun eu decât omul acesta? Ce-au făcut frații? I-au cumpărat un calculator pentru că putea să butoneze cu mâinile în fiecare zi, știți? Urmărea știrile, filmele și asta. Asta credeți? Am spus eu. Citea Biblia. Citea Biblia. Și vreau să vă spun ce a povestit omul acesta. Am fost așa de împotriva pocăiților, să n-au de ei, să nu-i văd pe pocăiți. Dumnezeu a trebuit să mă pun în patul acesta ca să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și zice, dacă nu s-ar fi întâmplat situația aceasta, niciodată nu m-aș fi pocăit. Nu m-aș fi întors la Dumnezeu. Eu folosesc ilustrația aceasta, povestesc această întâmplare cu mulți oameni cu care stau de vorbă și spun, oameni buni, așteptați ca Dumnezeu să vă pună într-un pat de suferință ca să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu te vrea întreg. Dumnezeu te vrea așa cum te-a lăsat El. Și mai bun de atât. Uitați-vă ce spune Pavel aici. Pentru atâta dragoste și îndurare a lui Dumnezeu, trei lucruri aici o să le explic puțin mai târziu, pe care le arată în relația aceasta cu Dumnezeu, pe care ar trebui să le practicăm noi. Fratele Viorel spunea, așa de interesant, frate și surori, uitați-vă la dumneavoastră, haideți să ne uităm la noi. Avem minte sănătoasă? Avem mâini sănătoase? Avem picioare sănătoase? Ce facem cu ele? Ce facem cu ele? Că într-o zi ne va întreba Dumnezeu de asta. Și vreau să vă spun ce își spune Pavel aici, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță că vă dați seama, nu vorbește Pavel ca să ne aducem trupurile noastre, să le jertfim undeva, nici vorbă de asta. Și o să-i explic puțin mai târziu ce înseamnă lucrul acesta. Dragi frați și surori, îndurarea lui Dumnezeu, a avut îndurare Dumnezeu și milă față de dumneavoastră? A avut, pentru că nu ne-a lăsat să murim în păcat de parte de Dumnezeu. Și la vremea potrivită Dumnezeu ni s-a făcut descoperit. Slavă lui Dumnezeu! Asta e minunea lui Dumnezeu, asta e lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru că am devenit copii lui Dumnezeu, asta este îndurarea lui Dumnezeu. Nu atârnă de noi asta. Spunea fratele Viorel, înainte de a iubi noi pe Dumnezeu, El ne-a iubit pe noi întâi și s-a jertfit pentru noi și a dat viața pentru noi. Aceasta e marea îndurare a lui Dumnezeu. Parcă nu putem cuprinde. Dragi frați și surori, și vreau să mai spun ceva, probabil că știți dumneavoastră, noi acum o lună și ceva am fost plecați într-o altă misiune în zona Tulcea Galați și am ascultat un mesaj al unui frate ca să vedem, de fapt, ce înseamnă îndurarea lui Dumnezeu pentru noi? Și știți că acolo, în județul Tulcea, este o leprozerie. Am trecut pe lângă ea, nu am vizitat-o, dar pe timpul comunismului, în special, au fost mulți leproși acolo. Știți că lepra
este o boală incurabilă. Acum probabil intratabilă. Dar atunci mureai. Și ce se întâmpla? Când te ataca lepra, da? Știți dumneavoastră, și stând pe scaun aici, mă gândeam, m-am dus cu imaginea ce s-a întâmplat în istoria poporului Israel. Da? Când cineva din Israel a vorbit împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Cine sunt rorii mă? Maria. Cine era Maria? Sora lui Moise. Și a vorbit împotriva lui Moise. Da? Și a zis, dar ce credeți voi, domnilor, că Dumnezeu vorbește numai prin voi, dar noi ce suntem? Să mă iertați, surorilor, că n-am nimic acum dumneavoastră. Dar ce s-a întâmplat? În momentul când s-a întâmplat lucrul ăsta, s-a întâmplat o groază mare. A căzut lepra peste Maria. Și a trebuit poporul să se oprească acolo până s-a produs vindecare. Dar n-am timp să explic mai mult, pentru că eu știu că dumneavoastră știți. Și un grup de frați s-a dus la Tichilești, la Tulcea, ca să viziteze pe frații ăștia leproși acolo. Lepra atacă toate organele. Îți cad urechile, îți cad degetele, îți cad carnea de pe tine, până când te distrugi și mori. Când au intrat frații în bisericuța care era acolo, au intrat și frații erau la rugăciune și se rugau. Fraților, surorilor, cât ne rugăm noi? Oamenii ăștia bolnavi se rugau, dar știți pentru ce se rugau? Nu se rugau pentru ei. Spune, Doamne, binecuvintează-te frații care sunt afară, sănători. Noi pentru ce ne rugăm? Pentru noi. Și nu e rău asta. Dar ne rugăm și pentru cei din afară. Amin. Mă uitam cât e de mare localitatea asta dumneavoastră. Noi n-am fost niciodată aici. Știți ce vreau să spun, frații mei? Unde-ți frații dumneavoastră? Unde ceilalți venit din localitatea aceasta? Unde sunt? Cine va răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru ei? Noi vom răspunde. Pentru că Dumnezeu spune, Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Noi trebuie să fim aceia care să răspândim această lumină, această mireasmă a cunoștinței Domnului nostru Iisus Hristos. Și au intrat frații acolo și s-a ridicat un frate să citească. Și nu mai avea degetele. Fraților, aveți mâinile? Aveți degetele la mâini? Aveți, nu? Surorilor, aveți degetele la mâini? Și nu mai avea degetele. Și a deschis Biblia și cu monturile a deschis la locul unde a vrut să citească în Biblie și să vestească cuvântul Domnului. Când am deschis ultima dată Biblia? Poate vezi spune, da, astăzi, că e duminică. Dar în cursul săptămânii mai deschide Biblia? Dumnezeu să vă ridice. S-a ridicat după el, s-a ridicat un alt frate care nu-și mai putea, lepra i-a atins buzele. Și nu mai putea să-și țină buzele una lângă cealaltă. Și cum avea mâna sănătoasă, a luat mâna dreaptă și a apropiat buzele una de cealaltă. Și a început să vestească Evanghelia. Și știți ce predica omul ăsta? Spunea cât de bun Dumnezeu! Frați și surori, oare noi care avem buze sănătoase, gura sănătoasă, care să vestim pe Domnul, mâini sănătoase, oare ce facem? Cum trăim noi? Cum ne purtăm în lumea aceasta? Ce facem cu măturarele noastre? A fost Domnul Dumnezeu cu noi? Este bun Dumnezeu cu noi? Și-a arătat Dumnezeu durarea Lui față de noi? Este un verset într-un psalm, cred că 116, și spune așa. Cum voi răsplăti eu Domnului toate bunătățile Lui față de mine? Frați și surori, putem noi să răsplătim Domnului pentru binefacerile pe care le-a făcut Dumnezeu nouă? Și ce spune psalmul 103? Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Frații și surori, uităm de multe ori. Uităm că Domnul ne-a făcut atâta bine. Și cel mai mare bine, cum spunea fratele Viorel, cel mai mare bine este că și-a dat viața pe cruce la Golgota pentru mântuirea noastră, pentru iertarea noastră de păcate. Asta e cel mai mare bine pe care l-a făcut Dumnezeu nouă. Nu-i așa? Amin.
Spuneam dimineață, ne-a scos din împărăția lui Satan, din împărăția diavolului și ne-a transferat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Cei mai mari minuni, fraților, mai mari decât orice minuni din lumea aceasta. Asta a făcut Dumnezeu cu noi. Aleluia, uitați-vă ce spune Pavel aici. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, ce să facem? Aduceți trupurile voastre. Primul lucru este să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Cu siguranță că până îl primim noi pe Domnul Iisus Hristos, fiecare ne-a văzut din viața noastră și fiecare am trăit în felul nostru. Dar în momentul când noi am venit la Domnul Iisus Hristos și amintea fratele Viorel lucrul acesta și când el amintea, parcă spun, fratele Viorel mi-a spus poezia mea și zic că acum ce să mai predic eu? Acolo spune în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, trupul nostru ce este? Este templul Duhului Sfânt. Este locul unde locuiește Dumnezeu, unde locuiește Domnul Iisus și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spune acolo, puțin mai departe, repet acum ce spunea fratele Viorel, și spune acolo așa, căci voi ați cum fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în Duhul și în sufletul vostru. Frați și surori, uitați-vă care este responsabilitatea noastră să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Nu detaliez pentru că nu ne permite timpul. Al doilea lucru, uitați-vă dumneavoastră privind la aspectul acesta al jertfei. Aduceți-vă aminte, dau câteva exemple foarte repede. Aduceți-vă aminte despre cei trei tineri care au fost gata cu prețul vieții lor să rămână tari în credința în Domnul Iisus Hristos. Și vă aduceți aminte, s-a pregătit acolo cuptorul cu foc, știți toată împrejurarea, și vine împăratul, vă face semnalul, cheamă pe toți la închinarea înaintea chipului pe care el l-a făcut acolo, și dintr-o dată oamenii răi au uneltit împotriva celor trei tineri și au zis, împărate, n-ai dat tu porunca aceasta? Da, dar zice, uite, văd acolo niște oameni care stau în picioare. Atunci împăratul, știți că îi cheamă acolo și spune, cu adevărat, și-a drag meșac și-a vedeco, voi nu vreți să vă închinați chipul pe care eu l-am făcut? Dați-vă ce răspuns frumos l-au dat. Nu-i așa? Au zis, împărate, vreau să știi, noi avem un Dumnezeu. Amin. Frați și surori, putem să ne lăudăm cu acest Dumnezeu. Amin. Și putem să ne lăudăm. Și putem să spunem și noi, noi avem un Dumnezeu. Amin. Și noi nu ne temem. Chiar dacă fratele Daniel vorbea de frică, când vorbește de frică de Dumnezeu, înseamnă teamă sfântă să nu-L supărăm pe Dumnezeu, să nu-L necinstim pe Dumnezeu. Asta e teama pe care noi trebuie să avem de Dumnezeu. Atâtea versete care mi s-a arătat acolo că Dumnezeu spune, nu te teme! Frați și surori, dacă Dumnezeu Creator, Dumnezeul Cerului îți spune, nu te teme, ești în mâna Lui și cea mai mare siguranță în mâna lui Dumnezeu. Și spun cei trei tineri, noi avem un Dumnezeu împărat și credem că Dumnezeul în care ne încredem ne va scoate, dar chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne închinăm. Uitați-vă ce hotărâți au fost oamenii ăștia. Și până la urmă, putem să spunem așa, au fost într-un fel o jertfă vie, plăcută, înaintea lui Dumnezeu. Știți continuarea. Dar, dragii mei, ca să nu mai lungesc foarte mult în privința aceasta, a fost o jertfă. Glorie Domnului! A fost cea mai mare jertfă a Fiului lui Dumnezeu. Care a venit din drag pentru mine și pentru dumneavoastră. Aleluia! De ce a venit Iisus aici? De ce a venit Domnul Iisus Hristos și s-a lăsat prins, răstignit pe crucea Golgotei și a curs ultima picătură de sânge din trupul Lui și El a plătit pentru păcatele noastre, pentru ca eu și dumneavoastră să fim iertați, să fim mântuiți, să fim în împărăția lui Dumnezeu, să fim copiii lui Dumnezeu. E cel mai mare statut, cel mai înalt statut, să fim copilul lui Dumnezeu. Amin. Nu este o onoare mai mare, să fim Fiul Împăratului, să fii Fiul de Împărat și Fiică de Împărat. De aceea, Pavel spune așa, pentru că voi sunteți fii și fiice de Împărat, trăiți
așa ca să cinstiți pe împăratul vostru. Aduceți trupurile voastre ca un jertfă vie. Spunea fratele Viorel, în momentul că noi ne-am dat trupul Domnului Iisus Hristos, nu mai este al nostru. Nu mai poți să faci ceea ce vrei cu trupul tău, pentru că nu e al tău, e al lui Hristos. Aleluia. Și trupul tău n-ai dreptul, n-ai voie să-l murdărești, n-ai voie să îl dai păcatului. Mădularele noastre sunt ale lui Dumnezeu, niște unelte ale prihănirii, nu unelte ale păcatului. Nici mâna noastră, nici gura noastră, nici ochii noștri, nici picioarele noastre, nu le dăm în stăpânirea celui rău, pentru că sunt ale lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca întreaga noastră ființă să fie predată totalitate, trupul nostru, Domnului, și cu El să-L slujim Domnului nostru. Al doilea lucru spune aici, în relația cu Dumnezeu să-ți aduci trupul ca o jertfă vie, și al doilea lucru spune așa, să nu te potrivești chipului veacului acestuia. Frați și surori, suntem asaltați astăzi mai mult ca oricând. În toate situațiile, în toate împrejurările, avem atâtea provocări în care să fim influențați de chipul veacului acestuia. Ce vrea să spun Apostolul Pavel? Cu alte cuvinte, spun foarte repede, fugitiv. Pavel vrea să spun așa, oameni buni, să nu mai trăiți cum trăiesc în lumea. Pentru că noi am ieșit din lume. Spune, lumea zace unde? În cel rău. Și noi am ieșit de acolo. Da? Noi nu mai trăim ca lumea, după chipul lumii. Noi trebuie să trăim altfel. Noi nu trebuie să ne mai asemănăm cu lumea. Noi trebuie să fim oameni deosebiți. Noi trebuie să ne deosebim de cei din lume, pentru ca ei să vadă lucrul acesta, că suntem altfel de oameni, că suntem copiii lui Hristos, suntem răscumpărații lui și lumea trebuie să vadă în noi. Cum spune Pavel, zice, voi sunteți epistola vie, scrisă și citită de cine? De toți oamenii. Frate și soare, ce citesc oamenii? Când se uită oamenii la mine, ce văd oamenii la mine? Ce citești oamenii în viața mea? Ce citești oamenii? Ce văd oamenii pe chipul meu? Îl văd pe Hristos? Amin. Sau văd altceva? Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să ne transforme, spune fratele Viorel, și să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Asta e lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și asta vrea să facă Dumnezeu din noi. Dragii mei, să nu ne potrivim cu chipul lumii, să nu luăm model de viață în lumea aceasta, pentru că noi avem ca model de viață cine? Iisus Hristos e modelul nostru. El este înainte mergătorul nostru și noi trebuie să mergem după El. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și apoi, al treilea lucru, dragi frați și surori, spune aici, să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, deci în relația cu Dumnezeu, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, să nu ne potrivim chipului veacului, să nu ne asemănăm cu lumea, pentru că noi am ieșit de acolo și în al treilea rând, să ne schimbăm mintea, să ne transformăm. Și uitați-vă că finalitatea la toată lucrarea aceasta în relația cu Dumnezeu este ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună și desăvârșită. Acum, dragi frați și surori, cu siguranță știm ce înseamnă asta. Uitați să vă spun aici așa. Ce să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre? În limba greacă, eu știu că dumneavoastră știți, nu spun ceva nou, schimbarea aceasta a minții înseamnă metanoia, care înseamnă schimbarea gândirii. Să începi să gândești altfel. Dacă până te pocăi ai gândit în felul lumii, ai gândit la păcat, cum să înfăptuiești păcatul, cum să înșeli pe alții, cum să faci rău, și așa mai departe, în momentul când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat o transformare. Și uitați-vă ce spune tot Pavel. Zicea, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El măcar că era chipul, avea chipul lui Dumnezeu, n-a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ce a făcut? S-a
smerit. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Frați și surori, și în altă parte spune, tot Pavel zice, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel care a murit pe cruce a sfârșit-o cu păcatul. Frați și surori, la asta ne cheamă Dumnezeu, la o schimbare radicală, la o transformare a inimii. El face schimbarea aceasta. Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, face această transformare și ne face oameni după voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta să putem deosebi care e voia lui Dumnezeu. Vedeți? În fiecare zi noi suntem puși în fața alegerilor. Nu-i așa? În fiecare zi alegem. Alegem să venim la biserică sau alegem să dormim acasă. Alegem să mergem la muncă sau alegem să stăm acasă. Dar dacă nu mergem la muncă, nu câștigăm bani și sigur că da, nu avem cu ce trăi. Dacă nu venim la adunare, sigur că da, starea noastră spirituală slăbește, scade. Și așa mai departe, noi facem alegeri. Uitați-vă, dumneavoastră, mintea noastră e foarte interesantă. Știți? Dacă fac un pic să ne gândim la aspectul acesta, este, mintea este centrul de comandă. Și mintea noastră, dacă ne gândim ceea ce punem aici în minte, aceea scoatem din minte. Știți, mă gândeam câteodată, vedem unii bătrâni care vorbesc niște lucruri, parcă ni se par copilărești. Și știți ce spunem noi? S-a racodat în mintea copiilor. Dar vreau să vă spun ceva și foarte interesant. Eu eram în America, noi avem o fată în America, eram acolo și acum mulți ani în urmă și fata mi-a cumpărat un calculator pentru că nu era necesar, un laptop. Și când mi-a dat laptopul, m-am bucurat, bineînțeles, era chiar și ziua mea de naștere și m-am bucurat pentru că îmi folosea. Și eu am pus mâna pe calculator, imediat dau să-l deschid, așa și imediat și dau. Și eu spun, tată, dar nu găsesc nimic aici. O zice, tată, stai așa puțin, că nu ies așa lucrurile. În primul rând trebuie să instalez programe, Daniel se uită la mine și râde, că știi. Trebuie să instalez programe acolo, să pui așa și după aceea începi și găsești acolo. Dragi frați și surori, știți ce se întâmplă? Ceea ce am pus aici, aceea soate. Dacă am pus lucruri bune, nu spune Domnul Iisus Hristos, zice omul bun scoate lucruri bune din veșteria bună a inimii lui. Dar omul rău, ce face? Scoate lucruri rele din misteria mea a inimii lui. Deci, frați și surori, ce te pui în minte, aceea scoți. Te trezești odată când vorbești vorbe care nu-ți plac. De ce? Aia ai pus acolo. Și uitați-vă că asta spune Pavel, oameni buni, schimbați-vă, transformați-vă mintea. Lăsați ca Dumnezeu să vă transforme mintea și inima voastră. Pentru că numai așa puteți fi oameni care se deosebit bine voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. Dragii mei, nu poți să mergi în câmp să seameni porumb și să zice în gând. Se poate? Nu. Ce ai semănat? Ce vei culege? De aceea este așa de important în viața noastră să fim atenți tot ceea ce facem cu mintea noastră, tot ce punem aici în mintea noastră. De aceea spune în Deuteronom acolo, pune în mintea copiilor când pleacă, când se întoarce, când doarme, când se culcă, când se scoală, pune cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. Dragi și sărori, dacă am adunat în viața aceasta, la final de călătorie, vom scoate lucruri frumoase, dar dacă am adunat cu noaie și acum scade cu noaie, așa cum spunea fratele Viorel, ce adunăm în mintea noastră? Ce strângem în mintea noastră? A ce vom scoate, dragii mei? De ce Apostolul Pavel ne îndeamnă la lucrul acesta? Eu caut să închei, dragii mei, frate, și rog să mă opresc aici. Pentru că, știți, este întrebarea serii seara aceasta. Care e relația ta cu Dumnezeu? Dumnezeu te întreabă. Dumnezeu mă întreabă pe mine. Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi. Care e relația ta cu Dumnezeu? Cum trăiești în relația cu Dumnezeu? Și partea a doua întrebării, ce faci cu trupul tău, cu mădularele tale pe care Dumnezeu ți le-a dat? Și în sensul acesta aș vrea să spun o ultimă mărturie.
eram cu un frate prieten, care tot lucrăm în lucrarea de misiune. Noi avem o echipă de misiune la nivel de România și, așa cum v-am povestit dumneavoastră, în multe țări putem ajunge. Și povesteam și dimineață, fraților, Dumnezeu a dat mădularele acestea ca să slujim lui Dumnezeu. Amin. Care cât se Dumnezeu? Poate nu pot sluji cu cuvântul, dar poate pot să merg la cineva bolnav și să-i aduc Dumnezeu. Poate poți să mergi la cineva și să-i spun un cuvânt din părtă tare. Cineva care poate nu se poate scura din pământ. Cineva care poate are nevoie de pâine. Cineva care poate are nevoie să-i cadă o bucată de lemn acolo și să-i duci să-și pună pe foc să se încălzească. Câți necălziți nu sunt în lumea aceasta? Câți oameni nu sunt care suferă într-un fel sau altul? Poate are durere în suflet. Și are nevoie de cineva care să fie alături de el și să-i dea lângă el. Cine o să facă dacă nu o facem noi? Asta ne cheamă Dumnezeu. Și vreau să spun mărturia aceasta, pentru că dacă noi nu vom sluji, să știți că Dumnezeu își va face lucrare. Dumnezeu are oamenii lui care sunt preză. Dar Dumnezeu vă vrea pe mine și vă vrea pe dumneavoastră. Vă vrea pe dumneavoastră să fiți lucrători în slujba lui Dumnezeu. În Biserica Domnului nu există șomeri. Eu spun de multe ori. România are șomeri. Sunt mulți oameni care dau de lucru. Dar în Biserica lui Hristos nu sunt șomeri, pentru că Dumnezeu a pus daruri în fiecare dintre noi. Noi trebuie să ne exercităm darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Amin. Ce voi face? Ce voi face cu darul pe care mi l-a dat Dumnezeu? Îl pun în practică, în aplicare? Sau îl las acolo și îmi rog talentul? Și când va veni ziua aceea, Dumnezeu va mă întreba, ce ai făcut cu darul pe care l-a semnat? L-ai ascuns? Sau l-ai pus în negoț ca să ducă roadă, așa cum am auzit noi, spunea fratele Viorel, și Dumnezeu este cinstit, proslăvit prin roada pe care noi aducem noi. Și spune acolo chiar, nu spune să aducă roadă, dar spune multă roadă. Amin. Pentru că El merită. Eram în Ucraina cu un prieten de-al meu, am fost și în Rusia împreună cu el și în Belorusia, și într-o zi, îmi povestește o întâmplare și vreau să o povestesc și eu, mi-a permis eu să o povestesc. Am fost într-o localitate în zona unde astăzi este zona de conflict, unde sunt probleme în Ucraina acolo. Și vreau să vă spun, dragi frați, noi suntem binecuvântați. Chiar dacă au fost greutăți, dar sunt unii oameni care trăiesc și mai greu. Mă întorc înapoi puțin, dacă v-aș arăta imagini și să vedeți în Bulgaria cât oameni sunt necăjiți. Mi-am dus acolo într-un an și am văzut că era frig și o femeie doar avea un cort din ăsta așa făcut în delic cu un ciolofan, avea o placumă afară acolo și acolo dormea în frigul ăsta. Și alții necăjiți și n-au mâncare și așa mai departe. Greu, dar noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. De asta spun de multe ori. Am fost în Tajikistan și am văzut greutățile de acolo, am văzut cât sărăcie este și acolo. Când m-am întors înapoi de acolo, am zis, Doamne, mulțumesc că m-am născut în România și nu am născut acolo în Tajikistan. Spuneam dimineață, fac o mică paranteză iarăși, spuneam dimineață la biserică unde am fost, surorilor, sunteți binecuvântate de Dumnezeu. Amin. Și am spus, doamnelor, femeilor, sunteți binecuvântate de Dumnezeu. În Tajikistan nu e așa. În Tajikistan, să vedeți cum femeile stau și muncesc toată ziua pe câmp, bărbații stau și îi supraveghează, seara trebuie să vii acasă, să le spele picioarele, să le pregătească mâncarea, să-i dea mâncarea, să-i așeze patul, să doarmă și după aceea, dacă are timp, mai mănâncă și ea și ce mai poate să facă și ea. Așa e acolo. Asta e una din aspecte și multe lucruri care v-am putea povesti ce se întâmplă acolo. Sunteți binecuvântate de Dumnezeu, mai ales surorile credincioase, care au bărbați credincioși. Să vă bucurați de lucrul acesta și să binecuvântați pe Dumnezeu pentru aceasta. Haideți să vă spun ultima mărturie și închei. Eram acolo în zona aceasta și fratele meu, prietenul meu, se duce într-o localitate și acolo l-a întâlnit o femeie. A venit la el și a zis, vreau să vă povestesc ceva. Zice, am avut un băiat care avea 12 ani. Și băiatul acesta, într-o zi, mergând și căutând pe la mata de gunoi o coajă de pâine, a găsit o broșură a legii viață.
Frați și surori, ați umblat pe lăzi de cum ai spus să-ți ocoși de băini? Domnule, noi n-am fost, eu n-am fost. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu pâine. Dumnezeu mi-a dat pâine și mi-a dat șapă și mi-a dat șaie. Și mi-a dat toate lucrurile, dar Dumnezeu le primi, le primi. Băiatul acesta a găsit o broșurică a legii viață, în care sunt cele patru legi spirituale. Dumnezeu te iubește, omul este păcătos, Hristos a murit pentru tine și tu trebuie să crezi, să primești Domnul Iisus Hristos în inima ta. Și vine băiatul acesta acasă, vine la mama lui și spune: mamă, uite care-i treaba, eu am găsit broșurica aceasta și zice, am înțeles că-s păcătos și vreau să mă pocăiesc. Și mama spune: bă, tu te și vede treaba, n-ai ce faci, altceva, tu te la joacă, vede de treaba ta. Și el insistă la mama mai mult și zice: mamă, mă înțelegi ce vreau să-ți spun. Și atunci ea nu știe ce să-i spună, l-a luat pe băiat și l-a dus la un păstor. Copilul s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit, s-a dus la spital. Când l-a dus la spital, acolo era o soră credincioasă, l-a consultat, i-au făcut toate investigațiile și când a consultat doctorii, au constatat că are cancer în creier. S-a uitat doctorii și a zis: nu cred că mai putem face nimic. Și copilul acesta, fiind acolo, sora credincioasă, a venit la el. Și când a venit la dupătăriul lui, a zis așa: păi eu am lucrat acasă și vreau să-mi spui, nu vrei să-ți aduc ceva de acasă, de la mamă? Și el a zis așa: nu trebuie nimic. Vreau să vă spun pe de altă parte că mama lui se ocupa cu vrăjitoria, cu ocultismul, cu tot felul de lucruri acestea rele și mama lui parcă nici nu l-ar fi dorit. Și a zis: nu trebuie nimic de acasă, dar zice, vreau ceva. Vreau să-mi cântați o cântare. Sora i-a cântat o cântare și era așa de bucuros, era fericit. Prin rotație mai veneau câteva asistente necredincioase, veneau la căpătăiul lor acolo, la căpătăiul lui, mai vorbea cu el, îl mai întreba câte ceva. Din nou a venit sora credincioasă și într-o zi îl întreabă și spune: măi, uite, eu mă duc chiar acasă, vrei să-ți aduc ceva? Și a zis: nu trebuie nimic, mai cântați o cântare. Frați și surori, dintr-o veșnicii nu vom mai predica. Acolo vom cânta, vom lăuda pe Domnul și noi ne învățăm aici să-L cântăm, să lăudăm. Fraților, cântați acasă, cântați unde mergeți, cântați la muncă, lăudați-L pe Dumnezeu, pentru că asta cere Dumnezeu din partea noastră. Eu mă duc aminte, fac o mică paranteză, mă duc aminte când eram copil, că eram pe timpul comunistului, când mergeau echipele de frați credincioși pe câmp și lucrau, sau gândeau cântările pe câmp cum cântau pocăiță. Și oamenii zice: ăștia-s pocăiță. Se mai aude astăzi așa de la frate și sorori? Nu se mai aude astăzi. Pentru că unii sunt pocăiți, unii sunt credincioși din trecut. Asta ne cheamă Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Sora întreabă: când vrei să-ți aduc ceva de acasă, îmi spune nu, dar vreau să-mi mai cântați o cântare. Și înainte de a pleca, zis așa: să știți că într-o zi, eu nu o să mai pot vorbi. Am zis că vreau să stabilim un semn. În momentul când am zălopit din mână, zic că strâng de mână, să știți că vreau să-mi cântați o cântare. Și n-am mai trecut multe zile. Și când a venit sora, el nu mai putea să vorbească. Și el a ghis mâna lui și a pus mâna pe mâna sorei. Sora i-a cântat o cântare. După ce a cântat o cântare, el a mâna lui tocmai departe acolo și a cântat a doua cântare, a cincea cântare. Mâna lui era pus pe mâna ei și a plecat acasă la Domnul. A fost în mormântare. În ziua mormântării s-au pocăit cei patru asistenti care erau acolo. S-a pocăit doctorul care l-a asistat și l-a îngrijit cât a trăit. Dar vreau să vă spun, s-a pocăit mama lui. S-a întors la Dumnezeu. S-a lăsat vrăjitorii și toate cei ce avea acolo și le-a rugat și le-a ars. Și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, ei. Și acum ea se gândea și spune așa: eu am făcut atâtea lucruri, oare nu l-am plinicat ca să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu cu copilul meu, ca să fie să fie Dumnezeu. Dumnezeu, când te întorci la El, îți rupi orice legătură a păcatului, a Satan, și te face liber. Așa că în Hristos, noi suntem oameni liberi. Frați și surori, și închei cu asta. Ce facem cu mădurarele noastre? Îi slujim lui Dumnezeu? Cântăm o cântare pentru cel necăjit, ca să ne încurajăm, să ne împărtătăm. Suntem alături de oameni care au nevoie de noi. Cum
mâturarele noastre, cu picioarele noastre, cu mâinile noastre, ceea ce putem face ca, ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Facem noi lucrarea aceasta. Domnul să ne ajute, ca într-adevăr, în întreaga noastră ființă, să putem sluji, să putem urma pe Dumnezeu. Și în felul acesta, călătorind cu Dumnezeu, trăind o viață curată, după voia lui Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită, într-o zi, a venit Domnul și va spune ca lui Enoch, Enoch, mută-te aici, urcă-te aici. Sau vă putea spune ca Ștefan, când a fost ucis cu pietre, când ploaia de pietre s-a răpășit asupra lui, și a spus, văd cerul deschis. Dar acolo văd pe cineva, văd pe Dumnezeu și la dreapta lui văd pe Fiul lui Dumnezeu. Și a spus așa, Doamne, primește Duhul meu. Domnul să lucreze, ca și noi să putem să avem parte de Împărăția lui Dumnezeu. Ascultând de voia lui Dumnezeu, punând mădularele noastre în slujba lui Dumnezeu, trăind o viață frumoasă, relația noastră cu Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind pe oameni, pentru ca și ei să cunoască harul și adevărul lui Dumnezeu. Vreți ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute să fiți o lumină, o sare, pentru ca să strălucim în ziua aceea, marele nostru păstor care va veni, ne va răsplăti pentru tot ce facem. Fii binecuvântat și să fii Dumnezeu pentru toate, Dumnezeu să fie cu fiecare dintre voi. Amin. Amin.